chiar și termenul tot ce înseamnă parte de rezistență la, la, la patinoar. După aceea urmează partea de acoperiș, tot ce înseamnă structura... Care are o soluție nouă. Care are o soluție nouă datorită da, 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 vecinilor. Așa? Da. Și terenurile de sport? Terenul de sport sunt, toate terenurile sunt turnate în proporție de 100%, cele 6 terenuri și la partea de vestiare sunt terminate structurile metalice. Așa, și la terenurile de sport se așteaptă soluția, soluția pentru gradene și pentru închide? Pentru... Soluția la terenul de sport de arhitectură e aceea, trebuie să fie la fel cu soluția de la, la patinoar, care în momentul ăsta încă nu e stabilită datorită schimbării părții de acoperire. Da. La... Acum am văzut să lucrează pe... Acum se lucrează și la partea de drumuri, tot ce înseamnă zona inelului principal, partea de rigole și pe partea asta altă descarcă pentru obiectul 3, partea de vestiar. Urmând ca în zilele următoare, săptămâna următoare, să începem obiectul 1, piscina acoperită, rezistența la, da, rezistența la piscina acoperită. Lucrările estimate la rezistență durează în jur de 2 luni, jumătate, 3, după care se continuă cu partea de arhitectură. Deci asta în imediat săptămânile următoare, deci săptămâna următoare la, să piscină, la piscină și tot ce înseamnă plajă, tot bazinele, piscina cu toate... Obiectul 2 este amândouă sunt... Bazinele, în plaja în tandem, și rămâne ultimul obiect, rafting-ul. Da, plus terenul, picioată și amfiteatrul care... Concomitent cu piscina va merge. Da. Așa am stabilit unii ca succesiunea lucrărilor. Am avut o discuție.